De ce Dumnezeu aduce anumite tragedii în viața oamenilor ca să-i întoarcă cu fața către El? Face Dumnezeu lucrul acesta ca să ne întoarcem la El fără nicio dorință sinceră din nimeni, numai că ne simțim obligați. Mă întorc la Dumnezeu, că altfel Dumnezeu mă nenorocește. Oare asta vrea Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să avem o relație cu El și să rămânem într-o relație cu El în care îl slujim ca niște slugi frustrate? m am că m-a forțat Dumnezeu. Crezi că asta vrea Dumnezeu? Nu, motivul pentru care Dumnezeu ne tulbură liniștea Este ca să conștientizăm relația în care ne aflăm cu Dumnezeu Care relație? Unii zic, A, vrei, să nu int vrei să intri într-o relație personală cu Dumnezeu? Noi suntem într-o relație personală cu Dumnezeu Dumnezeu este persoană, noi suntem persoană Noi depindem în toate lucrurile de Dumnezeu Asta este cât de personală să poate să fie o relație Cât se poate de personală relația asta Noi depindem în toate lucrurile de Dumnezeu Că noi conștientizăm sau nu lucrul acesta, asta nu face nicio diferență. Că eu mă declar pe mine ateu sau agnostic sau numai că eu cred într-o forță supranaturală sau că eu cred într-o conștiință universală și că ăla e Dumnezeu, indiferent în ce cred. Indiferent că resping revelația lui Dumnezeu. Indiferent că resping lucrurile clare. Eu am viața ființa și mișcarea în Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu ne tulbură de multe ori și ne, este pentru a ne face să înțelegem relația în care ne aflăm cu El. Și anume că suntem într-o relație esențială cu Dumnezeu. Depindem total de Dumnezeu. În absolut orice aspect a vieții noastre, da? În absolut orice aspect a vieții noastre. Prostia noastră asta este. Că noi credem că suntem de multe ori independenți, că facem lucrurile de capul nostru, că ne putem descurca fără Dumnezeu. Vedem apoi că Dumnezeu ne tuburele niște fiindcă ne iubește. Dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar lăsa în prostia noastră crezând că suntem niște mici Dumnezei care putem să facem ce vrem cu viețile noastre. Dacă nu ne-ar turbura Dumnezeu liniștea. Și chiar după ce ne-am întors la Dumnezeu, de multe ori Dumnezeu ne turbură liniștea pentru că ne iubește. Pentru că ne iubește. Ca să ne trezească și să înțelegem din nou relația în care noi ne aflăm cu Dumnezeu.